Dragă prietene, îți scriu de aici, de la neuropsihiatrie, unde mă aflu mai multă vreme și nu știu de ce. Nu știu nici psihiatri, nici psihologi, pedagogi, sociologi, nici cu un cuvânt nu știe nimeni. De la venirea mea aici, neuropsihiatria asta a devenit o adevărată nebunie. Povestea mea începuse așa. M-am căsătorit cu o văduvă care avea fată mare. După puțin timp, tatăl meu s-a căsătorit cu fata nevestei mele. Nevasta mea devenise soacra tatălui meu, fiica mea vitregă, adică fata nevestei mele, mi-a devenit mama mea vitregă, iar tatăl meu mi-a devenit ginere. Mama mea vitregă, adică fata mea vitregă, a născut un băiat care mi-a devenit nepot, iar eu am devenit bunicul fratelui meu. Acum soția mea a născut un băiat. El a devenit cumnatul tatălui meu, deoarece e fratele fiicei mele, vitrege. Iar fiica mea vitregă, adică soția tatălui meu, a devenit bunica fratelui ei. Dar fiindcă eu sunt tatăl vitreg tatălui meu, fiind căsătorit cu mama nevestei sale, fiul meu e frate și totodată fiul bunicii mele, deoarece soția mea e nora fetei sale. Astfel, eu am devenit tatăl vitreg mamei mele vitrege. Tatăl meu e fiul meu, mama mea e fiica mea, nevasta mea e bunica mea. Mie îmi sunt însumi și tată și fiu. Așadar, scumpul meu prieten, te salut în numele meu, al tatălui și al fiului. Amin.